Bună balanță și bine ai venit la etalarea ta pentru a doua jumătate a lunii aprilie. Menționez că această etalare este valabilă atât pentru cei din zodia balanță, cât și pentru cei cu luna, ascendentul, descendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. La baza pachetului avem soarele, 7 de cupe, 9 de bâte, 6 de monede. Cred că unii ați făcut niște drumuri sau ați fost provocați ori să dați niște bani, ori așteptați niște bani de undeva și parcă simțiți că nu mai apar acești bani. Poate au legătură cu un ideal al vostru pe care îl aveți sau poate discutăm de niște bani de la o persoană dragă vouă, poate o persoană din zona personală cu care ori ați avut o legătură, ori aveți. Și văd aici niște iluzii pe care vi le faceți, tot spuneți că haide că trec, hai că trec de acest hop și da, e adevărat, reușit și treceți. Și la bază e soarele, deci îmi luminează foarte mult aceste mesaje, luminează foarte mult etalarea și îmi spune că e o perioadă în care soarele e gata să răsară, dragii mei, cei din zodia balanță, pe strada voastră. Situația, regina de cupe, ce gândiți voi, 5 de monede, ce simțiți voi, 8 de cupe, la baza manifestărilor, spânzuratul, în exterior, 6 de bâte, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți, 9 de monede și ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți, roata destinului. Frumos, dragii mei, cei din zodia balanță. E interesant aici cu această regină de cupe și cu soarele. Relațiile voastre, relații de orice fel, de natură profesională, personală și așa mai departe, sunt guvernate în această perioadă de multe emoții. În această perioadă parcă pur și simplu toată lumea face doar ceea ce simte. Posibil de asemenea ca o persoană din viața voastră să domine relațiile și tocmai acest lucru să vă facă să nu vă simțiți foarte confortabil. Regina de cupe este un personaj în acest context, este un personaj foarte suspus. Da, un personaj foarte intuitiv, foarte sensibil. Poate să fie vorba de o femeie care are o influență foarte mare asupra voastră, dar o influență bună. Și poate acest personaj vă face viața vouă mai frumoasă, pentru că aici, după cum vedeți din cărți, nu prea aveți voi o stare chiar atât de bună. E adevărat, sunteți într-un blocaj, vă doriți mult să-l depășiți. Posibil ca această persoană să fie ca un soare pentru voi. A venit și pisica, a fost și motanul, sunteți privilegiați până acum. Poate e o persoană foarte sensibilă. Mai departe, ce gândiți voi? 5 de monede. Păi, dragii mei, ori aveți probleme financiare în această perioadă pentru unii dintre voi și vă gândiți cum anume să rezolvați acest lucru, pentru alții să știți că e posibil să vă simțiți singuri, abandonați, posibil ca un eveniment din exterior, care e adevărat, e la roata destinului aici, e ceva destinat, posibil să vă facă să vă simțiți într-o poziție mai puțin favorabilă, dar clarificăm imediat cu tarotul umbrelor. Mai departe, 8 de cupe. Mai departe, dragii mei, în sufletul vostru simțiți că vreți să părăsiți pe cineva sau vreți să lăsați ceva în urmă. Poate o relație, poate discutăm de niște bani, de un loc de muncă, ceva vreți să abandonați și cu riscul de a trece prin niște tenebre, prin tenebrele voastre interioare, pur și simplu chiar vă doriți să faceți acest lucru, pentru că e adevărat, un anume eveniment pozitiv pentru o persoană din viața voastră, pentru voi nu este chiar atât de plăcut, cumva vă simțiți blocați și vă blochează,
Dar poate acest lucru se întâmplă tocmai pentru că aveți de învățat o lecție, poate o lecție din punct de vedere emoțional, poate e cazul să vă exteriorizați mai mult sentimentele. Dar aici, în sufletul vostru, simt că ați pierdut ceva sau mergeți pur și simplu și lăsați ceva în urmă, ceva ce pentru voi contează foarte, foarte, foarte mult sau a contat, dar nu vă mai împlinea. De asemenea, posibil să faceți toate aceste demersuri pentru un scop, pentru a ajunge la o victorie, pentru a ajunge poate la o împlinire mai mare din punct de vedere financiar, că poate ceea ce ați avut acum nu era chiar atât de benefic pentru voi. Mai departe, deranjez puțin pisica, spânzuratul. E o arcană majoră, dragii mei, cei din Zodia Balanță, este la baza manifestărilor voastre și vorbește foarte frumos aici de această idee de a te simți sacrificat, a te simți blocat. V-am spus că e posibil ca o victorie din exterior pe care ori voi ori o, pe care ori voi o aveți, da? Ori ceilalți o au, vă face pur și simplu să vedeți lumea cu alți ochi, parcă vă îngrădește anumite lucruri, poate din punct de vedere financiar, poate din punct de vedere emoțional, e o perioadă în care e nevoie să acordați mai multă atenție celorlalți sau e o perioadă în care e nevoie să vă schimbați modul de a vă manifesta sentimentele. Mai departe, în exterior, 6 de bâte. În exterior e o victorie, dragii mei, cei din Zodia Balanță, o victorie foarte frumoasă în văzul celorlalți, deci aflați o veste bună din exterior sau cineva vă spune că are o victorie. Posibil chiar să meargă lucrurile, da, pe un domeniu financiar, dacă discutăm despre această zonă, dar are niște riscuri și anume că e nevoie să faceți niște schimbări pe plan emoțional, poate să renunțați la anumite persoane, poate să renunțați la niște activități care vă fac plăcere și de asemenea posibil ca această victorie și această împlinire pentru alții dintre voi, repet, da, eu dau toate mesajele posibile, să vă facă pe voi să vă simțiți poate și ușor singuri, poate nu aveți suficient timp să vă ocupați de ceilalți, poate pentru alții discutăm de faptul că e nevoie să faceți o investiție ceva mai mare care v-ar cam ustura la portofel. Mai departe, ce simt ceilalți sau ce simte cealaltă persoană? Cineva se simte foarte împlinit, dragii mei, alături de voi. Posibil, v-am spus, ori să dați niște bani cuiva, ori să primiți voi, dar să nu primiți suficient. Ceva aici se întâmplă. 9 de monede vorbește despre un câștig mare din punct de vedere financiar, dar care vine la pachet cu tot felul de riscuri pentru voi. De asemenea, posibil o anume persoană din viața voastră să se simtă foarte bine, foarte împlinită, să aibă o victorie, poate o victorie publică, o victorie de care vor mai ști și alții, iar acest lucru să vă pună pe voi într-o poziție în care să fie cazul să renunțați la ceva drag sufletului vostru sau pur și simplu simțiți că e cazul să lăsați în urmă poate această relație cu această persoană, n-aș ști să vă spun exact. Mai departe, roata destinului. Roata destinului, dragii mei, cei din Zodia Balanță, să știți că în acest context îmi spune că e posibil să se întâmple anumite evenimente la un nivel înalt. Ori șeful, șefa, ori pe zona aceasta a locului de muncă, dar cumva niște decizii care se iau și voi parcă nu aveți nicio influență sau nu puteți să faceți mare lucru. De asemenea, posibil o persoană din jurul vostru să dețină un rol foarte important pe zona aceasta a destinului vostru. Hai să mergem și cu tarotul umbrelor, dragii mei, cei din Zodia Balanță. Vreau să ne lămurim privința unor cărți de aici. Să vedem pentru Balanță, a doua jumătate a lunii aprilie. Hai să vedem acest 5 de monede, sunt foarte curioasă despre ce e vorba.
Regele de monede. Dragii mei, poate discutăm despre un anume personaj care nu vă oferă suficientă atenție, poate nu face acest lucru dintr-un motiv de încăpățânare, da? Poate cealaltă persoană este încăpățânată, dar în egală măsură poate să fie vorba și de faptul că poate v-am spus nu primiți suficienți bani, ceva aici se întâmplă pe zona financiară care nu prea vă bucură pe voi. Pe de o parte, pe de altă parte, să știți că e o perioadă în care poate renunțați la ideea aceasta de a vă agăța foarte mult de zona finanțelor, de zona tradițiilor, de zona pământurilor, de zona caselor și așa mai departe. Poate e o perioadă în care e cazul să învățați să mergeți frumos și să vă apropiați mai mult, poate de zona aceasta spirituală, poate din acest motiv e o perioadă în care persoanele dragi sunt alături de voi, vă susțin în toate aceste demersuri de aici. Da, pisica nu vrea să se dea, nu știu, stă și chiar stă pe aceste cărți care sunt mai puțin pozitive, cred că va absorbe energiile negative și cu siguranță lucrurile vor fi mult mai bune față de cum le-am prezentat. A sărit un 10 de cupe, e exact ce spuneam. Voiam să văd acest 8 de cupe. 8 de cupe, 10 de cupe, dragii mei, cei din Zodia Balanță. Poate renunțați la un ideal anume pe care voi îl aveți. Poate v-ați pus în minte să mergeți undeva, v-ați pus în minte să faceți un anumit lucru. Poate chiar discutăm despre un personaj, da, care a fost și poate încă este ca un ideal așa pentru voi și lăsați în urmă această idee și mergeți mai departe. Acum, dacă discutăm de zona relațiilor, poate luați o pauză într-o relație sau poate pur și simplu vreți să ieșiți dintr-o relație că nu mai suportați acolo singurătatea, nu mai suportați anumite lucruri și atunci da, lăsați în urmă. Iar la bază avem un as de monede și un 6 de bâte și posibil să vă concentrați mai mult pe zona aceasta profesională, pe zona aceasta financiară, poate chiar să faceți anumite demersuri, posibil chiar să aveți parte și de o victorie cu privire la ceva nou ce ați început voi sau niște activități noi pe zonă de finanțe, zonă de bani. Poate pentru unii discutăm despre o căsătorie, despre o eventuală oficializare a unei relații și atunci poate mai amânați sau poate renunțați, cine știe. N-aș ști să vă spun exact despre ce e vorba. Hai să vedem și cu spânzuratul. A plecat pisica, deci tot ce a fost rău s-a dus. Ea știți că absorbe foarte bine energiile negative. Hai să vedem pentru balanță ce cu acest spânzurat aici, despre ce e vorba. Asul de spade, exact această nouă situație din punct de vedere mental, da, în care sunteți și cavalerul de bâte. Poate v-a mai tăiat ușor din entuziasm, poate aveați un entuziasm fantastic de a face ceva anume și e posibil de asemenea că această veste să fi venit așa rapid și poate vi se pare ceva neserios în primă instanță. Văd aici că e posibil să fi cunoscut pe cineva nou, posibil să fi aflat o veste care v-a făcut să vă simțiți așa sau vă face, da, să vă simțiți sacrificați, aș putea să spun. Mai vreau o carte tot pentru spânzuratul, vreau să ne lămurim. 10 de monede. Poate e o veste din zona familiei pe care ați primit-o sau o veste legată de zona aceasta financiară pentru alții dintre voi. Ceva se întâmplă aici, dragii mei, și se pare că voi nu prea priviți cu ochi foarte buni această veste pe care o primiți. Poate legată, v-am spus, de zona finanțelor, nu-i neapărat să fie vorba de zona familiei, de un cuplu, cu toate că e și această idee intensă aici. Voi vă știți viața, iar la bază este valetul de monede și cavalerul de monede. Poate e o prietenie, da? Și o veste pe care o aflați în acest sens și de aici toată această întorsătură. Mergem mai departe să vedem ce-i cu roata destinului pentru dragii mei, cei din Zodia Balanță. Soarele. Eu cred că răsare soarele pe strada voastră și vedeți lucrurile în primă instanță cu ochi așa mai puțin buni.
E un final de ciclu care se încheie, e ceva profund pentru voi în exterior, dar e un succes. Repet, răsare soarele pentru voi, însă nu-l vedeți. Poate nu sunteți deschiși la schimbări. E adevărat că voi, la modul cel mai general vorbind acum, luați foarte greu o decizie. Vă echilibrați greu și atunci posibil că aceste schimbări care tot apar pe aici, poate să vă fi făcut să vă interiorizați mai mult, să nu exteriorizați foarte mult ceea ce simțiți, ceea ce gândiți. Și poate e un lucru bun, pentru că e cazul să faceți niște schimbări, dragii mei, tocmai pentru a reuși să vă deblocați. Mai vreau o carte. 8 de spade. Da, să știți că poate discutăm despre faptul că ori aflați de o persoană importantă, că ori i-a fost privată libertatea, ori are niște probleme și nu se poate manifesta dintr-un anumit punct de vedere, poate e un șef, poate discutăm de zona aceasta a persoanelor foarte cunoscute din jurul vostru. Da. Dar pentru unii eu tare tind să cred că acest succes care vine pentru voi, această victorie, acești bani care sunt în exterior, poate sunt la o anumită persoană din viața voastră, nu neapărat sunt la voi, dar sunt lucruri benefice, sunt lucruri care pur și simplu vă schimbă destinul, însă voi în primă instanță v-am spus că nu vedeți lucrurile cu ochi buni. Și văd aici un final de ciclu, poate în sfârșit se termină toată această energie de aici, toată această poveste și poate reușiți să vedeți lucrurile cu ochi mai buni. Deci, dragii mei, cei din zodia Balanță, răsare soarele, voi vă uitați în partea opusă, da? Nu vă uitați acolo unde răsare soarele, nu, poate nu vă convine o anumită veste pe care o primiți din acest punct de vedere, poate nu vă convine anumite lucruri pe care le aflați, această nouă poziție în care sunteți puși. E interesantă etalarea voastră, dragii mei, cei din zodia Balanță, eu vă pupăcesc, vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să ascultați și semnele zodiacale în care aveți luna, ascendentul, nodul nord, descendentul, puteți să ascultați și zodia partenerului sau partenerei, cu siguranță găsiți și acolo mesaje importante care să se potrivească cu voi și de asemenea vă reamintesc că sunt și etalările săptămânale tot pe zodii și acolo posibil să găsiți mesaje. Să știți că aceste arcane de aici și această etalare se poate întinde așa chiar mai devreme de a doua jumătate a lunii aprilie și chiar mai târziu, pentru că depinde când o vizionați, da? De asemenea, vă indic să ascultați și etalările zilnice pe zodii, dragii mei, și acolo cu siguranță găsiți mesaje așa care să vă îndrume, poate să vă ajute să ieșiți mai mult din toată această poveste de aici, că e cazul să vedeți lumea cu alți ochi. Vă pupăcesc!